Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc pentru timpul pe care mi-l acordați și nu uitați să vă abonați dacă vă place conținutul acestui canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele postări. Cum este atunci când, fără niciun avertisment, cineva îți pătrunde în casă, îți așează lucrurile cum vrea, face dezordine, distruge și murdărește totul în calea sa, îți tratează familia, copiii, părinții, soțul sau soția după cum are el chef, fără ca tu să-l poți opri în vreun fel, rămânând mut și lipsit de putere în fața macabrului musafir ticălos și nepoftit? Oare vreme de mii de ani, vracii, preoții, duhovnicii, maeștrii spirituali, sfinții și întemeietorii de religii s-au luptat și au avertizat degeaba în privința forțelor răului, cu toate că știința refuză să accepte existența unei entități malefice imateriale care influențează faptele oamenilor și determină destinul post-mortem al sufletelor, asta nu înseamnă neapărat că acolo, în planurile și lumile invizibile ochilor noștri, nu ar exista cineva care să ne vrea răul, ba din contră. Dintr-o perspectivă religioasă, mulți credincioși sunt convinși că știința ignoră sau denaturează în mod grotesc realitatea spirituală, de care unii cercetători sunt totuși conștienți. Cea mai mare izbândă a satanei împotriva binelui a avut loc în momentul în care i-a convins pe oameni că el nu există. Alți cunoscători superficiali ai domeniului, influențați de optica New Age, conform căreia răul nu este definit, iar diavolii, demonii, spiritele și entitățile malefice nu există decât dacă îi acceptăm mental și dispar imediat ce nu mai credem în ei. Un creștin ar putea spune că este interesant de aflat cum se mai poate susține astfel de teorii în fața miilor de victime documentate ale posedărilor, familiilor lor îndurerate, duhovnicilor cu har de exorciști și, de ce nu, chiar și în fața Mântuitorului Iisus Hristos, care a făcut el însuși exorcizări și a fost ispitit în deșert. Știința încă nu a dat un răspuns cuprinzător și unanim, acceptat nici măcar de propria comunitate. Zăbovind puțin asupra înfățișării hoardelor din iad, merită evidențiat faptul că înfățișarea cumplită, care este exugrăvită pe pereții bisericilor, diferă puțin de relatările celor care pretind că i-au văzut. Deci, se spune că înfățișarea demonilor este asemănătoare cu fizionomia zeului grecesc Pan, postură bipedă, coarne și copite de țap, coadă în formă de săgeată, trup negru acoperit de păr. Sfinții și cei cărora li s-au arătat relatează despre chipuri ușor diferite. Trebuie menționat că, la nivel de spirit, diavolul are puterea de a-și schimba înfățișarea după cum dorește. De la o înfățișare atât de hidoasă încât nu poate fi plăsmuită de mintea omenească, până la un glorios înger de lumină. Marii duhovnici creștini ortodoxi avertizează că înfățișarea demonilor este de cele mai multe ori indescriptibil de urâtă și insuportabilă pentru psihicul omului obișnuit prea slab să poată face față unei asemenea viziuni ultimative. Conform spuselor sfinților părinți, în realitate, necuratul este atât de urât și de înspăimântător încât cel care îl vede fie moare de spaimă, fie înnebunește de groază. Mergând mai departe pe firul descifrării chipului diavolului, ajungem și la ierarhiile întunericului. Demonii, cei mai mici după rang din oastea lui Satan, sunt cei numiți de inițiați șerpi. La nivelul planului eteric, un astfel de șarpe are forma aproximativă a acestui animal, lung, fuziform, fără membre, cu doi ochi și limbă. Are o putere și o cunoaștere limitată. Reține lucruri simple și este complet subordonat demonilor din ierarhiile superioare. Este trimis cel mai adesea să paraziteze corpul astral al oamenilor și să incite la certuri, batjocuri, umor grosolan, jigniri și bârfe. Următorul grad este Scorpia, un demon care stăpânește câteva mii de șerpi. Conform experților, omul posedat din cimitir, care a fost exorcizat de Mântuitor, era ocupat de o scorpie, demonul divulgând natura sa de legiune, când a fost întrebat de Hristos. Duhovnicii și exorciștii ortodoxi clasifică demonii încă și mai detaliat în funcție de deprinderile și păcatele pe care le au în grijă de la stăpânul lor cel întunecat. Astfel, cutreierarea văzduhului și a pământului în planuri imateriale cuprinde cele trei mari cete.
Prima ceată diavolească cuprinde duhurile desfrânării, ispitelor, obsesiilor și tuturor pasiunilor pe care le exacerbează până la gradul de păcate. Precum niște malefice entități lacome, vampirizează poftele nemăsurate ale oamenilor. Se hrănesc cu fructul faptelor de desfrânare, lăcomia pântecului, lene, băutură, fumat. Au puterea de a ridica asupra omului valuri de orbire și ignoranță. A doua ceată diavolească este reprezentată de un gen de demoni foarte dragi lui Satan, anume ceata dracilor mânioși și violenți. Aceste duhuri conlucrează în strânsă legătură cu cele din prima ceată, căutând să înfurie și să semene violență în rândul oamenilor robiți viciului și păcatelor de către antemergătorii lor. Sunt omniprezenți în zonele de conflicte, scandaluri, cluburi, petreceri și mai ales în sânul familiilor. Oriunde este sămânță de sfadă, ceartă, ură, dezbinare, hop și el. Iar dacă dau peste atmosfere liniștite, cu minți și pline de pace, nu se lasă până nu se strâng cât mai mulți pentru a arunca sămânța mâniei. Nu degeaba au un loc special în inima stăpânului lor. Totuși, cei mai apropiați slujitori ai Satanei rămân diavolii din ceata așa numiților demoni raționali arhiconi. Care să fie motivul? Ei bine, acești demoni de elită sunt cei responsabili de răstărmăcirea Sfintei Scripturi, de gâlceava ideilor din capetele învățaților, de stârnirea discuțiilor fără rost la nivel înalt și de atragerea religiilor autentice una împotriva celelalte. Sunt duhuri greu de depistat, care funcționează cu eleganță, viclenie asupra rațiunii și naturii contemplative a sufletelor omenești, aducând erezii, filozofii de șarte, iluzii și năluciri. Au grijă și de stârnirea iubirii de sine, a slavei de șarte, a ateismului și, cireașa de pe tort, a magiei negre. Sfinții părinți avertizează că este periculos să citim literaturi scrise de oameni păcătoși din simplul motiv că astfel se formează o subtilă cale de legătură între natura lor și sufletele noastre. De fapt, extrapolând puțin o carte, o muzică, un spectacol, o emisiune TV sau chiar o ambianță oarecare, este aleasă în funcție de vibrația omului respectiv, ceea ce nu înseamnă că o persoană cu vibrație bună și înaltă nu poate fi pervertită prin mijloace exterioare impure și păcătoase. Din nefericire, există mii de exemple în acest sens. Iar de la ispitire la posedare este doar un singur pas, unul incredibil de mic. Inițial, diavolul ispitește întotdeauna cu păcate mici, astfel începe lupta căruia-i cad victime multe suflete omenești. Legiunile atacă fără cruțare toate porțile de intrare în om. Mintea omenească este asaltată cu momeli de entitate malefică parazitată. Voința este șubrezită prin bănuieli și îndoieli. Trupul este subjugat cel mai ușor prin deprinderea cu patima și viciul, până când acesta devine o obișnuință și o nouă natură instinctuală a trupului. Și în sfârșit, sufletul ultimul și cel mai râvnit este atacat de demon prin deznădejde, erezie, nebunie și chiar sinucidere. Diavolul nu trebuie subestimat, spun teologii, întrucât a fost la origine înger, iar forța sa depășește inclusiv astăzi puterea de închipuire a oamenilor. Stau mărturie în acest sens generațiile de sfinți și teologi care avertizează că fără ajutorul lui Dumnezeu, omul este total lipsit de putere în ghearele celui rău. Exorciștii spun că o mare parte a bolilor psihice sunt de fapt cazuri de posesiuni, iar în aceste condiții nu-i de mirare că rezultatele psihiatriei, ca știință și ramură a medicinei, sunt atât de slabe. Evident, nu toate bolile și dereglările psihice constau în forme de posesiune, dar, explică preoții creștini, o mare parte dintre ele cad peste oameni ca urmare a amestecului necuratului. Cum altfel se pot explica rațional nenumăratele cazuri de posedați care au dat dovadă de forță fizică incredibilă sau a celor care vorbesc în limbi exotice pe care nu aveau cum să le știe? Și mai ales, cum se pot explica cazurile în care copii mici și în special fetițe posedate răgnesc cu voci guturale și groase?
Mai sunt și cele în care bărbații și femeile grohăie, urlă și scot sunete oribile, de care nici măcar animalele înfuriate nu sunt capabile. Un indiciu clar al posedării este dat de manifestările prin care victimele vorbesc, urlă și cântă pe mai multe voci diferite. Dar cea mai mare dovadă a unui astfel de macabru viol spiritual rămâne caracteristica tuturor posedaților de a huli și a blestema cele sfinte, alături de frică și fuga acestora față de întreaga imagine bisericească. Asta a fost tot, dragii mei. Aștept comentariile și sugestiile dumneavoastră. Până data viitoare, numai bine!